Guvernul Orban anunță că la rectificarea bugetară ce urmează a fi adoptată vor fi prevăzuți bani pentru plata drepturilor restante, dar și pentru cofinanțarea proiectelor angajate de localitățile care nu mai au resurse. Într-o postare pe Facebook, vicepremierul Raluca Turcan spune că, în ceea ce privește bugetul de anul viitor, guvernul va majora procentul din impozitul pe venit care va reveni primăriilor. De asemenea, guvernul va scăpa primăriile de povara de a plăti cheltuielile de asistență socială. O parte din aceste cheltuieli vor fi luate din sarcina autorităților locale. Mai mult, vicepremierul anunță că vor fi finanțate proiecte de investiții în rețele de gaz, iar guvernul va încuraja investițiile în proiecte sustenabile și care să aducă servicii de calitate în comunitățile locale. În final, vicepremierul Raluca Turcan anunță că primarii care reușesc să economisească bani pentru proiecte multianuale nu vor mai fi nevoiți să returneze la centru excedentul bugetar la sfârșit de an.